credincioși, dragi ascultători, a radioului Renașterea din țară și din străinătate, mă bucur să ne revedem la programul biblic și în seara aceasta vom continua ceea ce am dezbătut în întâlnirea trecută legat de a treia călătorie misionară a Apostolului Pavel și ne vom opri în seara aceasta, în cadrul programului biblic, la două evenimente importante din itinerariul acestei călătorii, și anume prezența Apostolului Pavel la Troa și în Milet. Două cetăți importante ale timpului de atunci, și să vedem despre ce este vorba. Textul pentru cei care ne ascultați pe calea undelor, textul la care ne oprim este cel din Faptele Apostolilor, deci care aveți o Biblie în față și deschideți acum, Faptele Apostolilor, capitolul 20, versetul 1 până la 38. Deci cei care vă pregătiți Biblia pentru dumneavoastră, repet, Faptele Apostolilor, capitolul 20, versetul 1 până la 38. Acesta este textul biblic pe care îl avem spre analiză în seara aceasta. Prima problemă, așadar, pe care o dezbatem este cea legată de prezența Apostolului Pavel la Troa, și haideți să vedem textul biblic și apoi, pe marginea textului biblic, să facem unele explicații. Iar după ce a încetat zarva, Pavel și-a chemat ucenicii și le-a dat sfaturi. Și după ce și-a luat rămas bun, a ieșit să meargă în Macedonia. Ce observăm aici, din primul verset, cei care sunteți de față, cuvinte subliniate, și anume zarva, a încetat zarva. Despre ce este vorba? Amintiți-vă din întâlnirea trecută că am vorbit despre răscoala, ca să spunem așa, argintarului Dimitrie în Efes, împreună cu toți lucrătorii din breasla sa, și cetatea toată a fost tulburată, dar în cele din urmă această mișcare, această răscoală împotriva Apostolului Pavel a fost rezolvată, a fost încheiată de către secretarul cetății, care, vă amintiți, a eliberat mulțimea din teatru, spunând că cei care au ceva cu Apostolul Pavel, Dimitrie, argintarul, cei care confecționau statuete ale zeiței Diana Artemis și breslașii lui, muncitorii lui, dacă au ceva împotriva Apostolului Pavel, să se ducă în judecată. Așa că după terminarea acelei mișcări care a avut loc în Efes, Apostolul Pavel își cheamă ucenicii și le dă câteva sfaturi. De zarva despre care este vorba și pe care o vedem subliniat, cuvântul îl vedem subliniat în versetul 1, se referă tocmai la această mișcare împotriva Apostolului Pavel la Efes, și dacă vă amintiți, Sfântul Luca a caracterizat-o din cuvintele secretarului cetății ca o gâlceavă. Și practic nimeni nu înțelegea în fond despre ce este vorba. Sfântul Luca, vă amintiți, consemnează faptul că unii spuneau una, alții spuneau alta, așa că despre această gâlceavă, despre această zarvă este vorba. După ce aceasta s-a încheiat, Sfântul Pavel își cheamă ucenicii din Efes. Este vorba de câțiva ucenici pe care Apostolul Pavel și-a apropiat dintre creștinii din Efes. Nu este vorba de ucenicii pe care o să-i vedem imediat, nominalizați de către Sfântul Luca, care pornesc cu Sfântul Pavel mai departe în călătorie, ci este vorba de câțiva dintre ucenicii care urmau să rămână mai departe în Efes și să contribuie la dezvoltarea vieții creștine și a vieții tinerei comunități din Efes. Despre acești ucenici este vorba, cărora
Apostolul Pavel, ne spune Sfântul Luca, le dă unele sfaturi. Ceea ce vedem aici și vedeți dumneavoastră, cei prezenți pe slide, cu privire la aceste sfaturi, aș avea ceva să vă spun. Sfaturile pe care Apostolul Pavel le-a dat acestor ucenici din Efes, la ce credeți dumneavoastră că se referă? La viața practică, la desfășurarea vieții practice și cultice a vieții creștinilor din Efes. Cu siguranță preoților din Efes, o să vedem că Apostolul Pavel îi cheamă la Milet într-o discuție mai specială cu ei, pentru o discuție pe care să o aibă mai aparte cu ei. Așadar, acești preoți între ucenicii Apostolului Pavel, ucenicii care n-au făcut parte din ierarhia bisericească din Efes, aceștia au primit sfaturi de la Apostolul Pavel cu privire la desfășurarea cultului, cum să săvârșească tainele bisericii, cum să boteze, cum să căsătorească, nu? Cum să înmormânteze, pentru că nimeni nu era înmormântat fără un ceremonial religios, adică ce să se spună, ce să se cânte, ce rugăciuni să se facă și așa mai departe. Tot acest cadru cultic de rugăciuni, de îndemnuri, de sfaturi date cu privire la modul în care să se desfășoare viața cultică, religioasă, în cadrul comunității creștine din Efes, fac parte din tradiția bisericii. Deci, iată, avem o tradiție a bisericii, o tradiție cultică, încă de la început, și care are un mare rol în ceea ce înseamnă definirea vieții liturgice și nu numai liturgice a vieții bisericii primare. Deci să știți că o bună parte din tradiția bisericii până astăzi își are originile în tradiția foarte veche a primilor creștini. Toate aceste lucruri, toate aceste sfaturi pe care Apostolul Pavel le-a dat ucenicilor săi în Efes, nu s-au scris, nu le avem în Biblie, dar le avem în tradiția bisericii, în viața mai departe din cadrul cultului creștin și din cadrul vieții liturgice a bisericii primare. Deci tot ceea ce face parte din tradiția bisericii, așa cum am spus, tradiția cultică, tradiția religioasă și nu numai, nu este o invenție a bisericii, nu este o invenție a omului, ci și are originea în sfatul apostolic, în sfatul apostolilor, în îndemnurile lor și cu siguranță în descoperirea lui Dumnezeu, pentru că apostolii și misionarii creștini au lucrat și au desfășurat activitatea lor misionară sub auspiciile Duhului Sfânt. Duhul Sfânt a călăuzit în toată lucrarea lor. Așa că iată unde trebuie să căutăm originele tradiției bisericii, dincolo de ceea ce este scris în Sfânta Scriptură. Adesea se întreabă unii, dar despre mormântare, spre exemplu, despre cununie, mă refer la ceremonialul ca atare, despre practica care însoțește, să spunem așa, tainele și rugiile bisericii, despre slujba în mormântări, spun unii, nu scrie nimic în Biblie. Și atunci, dacă nu scrie în Biblie, cum să ne raportăm la ele? Ori trebuie să știți toți care ne urmăriți și ne ascultați că în Biblie au fost scrise și au fost notate de către autorii Bibliei doar o parte numai din viața Mântuitorului Hristos, din activitatea Lui, din cuvântările Lui, din minunile Lui, doar o parte mică
aproape neînsemnată. Și fiecare evanghelist a scris potrivit scopului pe care el l-a avut și potrivit destinatarilor cărora le adresa scrierea. Iar mai apoi, mai târziu, când apar epistolele pauline și celelalte scrieri ale Noului Testament, acestea apar din necesități cultice, disciplinare, liturgice, canonice, ale vieții primilor creștini, așa că interesul imediat era fie ca apostolul Pavel sau scriitorii sfinți ai celorlalte epistole, celorlalte cărți ale Noului Testament să rezolve o problemă de doctrină, o problemă doctrinară, o problemă de dispută legată de învățătura creștină, fie o problemă disciplinară, fie o problemă liturgică, cultică. Așa că nimeni nu s-a gândit să cuprindă tot sau întregul arsenal cultic, să spunem așa, în Biblie, în scrierile Bibliei. Deci o bună parte din practica bisericii, chiar și din învățătura bisericii, a rămas pe lângă Sfânta Scriptură în cadrul a ceea ce numim tradiția bisericii. De aceea, tradiția bisericii are și ea valoare ca și Sfânta Scriptură, pentru că și ea, într-un anumit mod de a o înțelege, face parte tot din lucrarea Duhului Sfânt, lucrare care s-a exercitat în viața scriitorilor creștini, în viața misionarilor, în viața celor care au propovăduit Cuvântul lui Dumnezeu și care n-a rămas scris. Așa că iată unde trebuie să căutăm originea bisericii, iată unde este originea bisericii, originea tradiției bisericii pe care până astăzi o avem în viața ei. Mergem mai departe, în versetul 2, Sfântul Luca spune și străbătând acele părți și dându-le sfaturi cu îndelungate cuvinte, a sosit în Grecia. O să vedem imediat, cei care sunt de față harta. Când este vorba de Grecia, trebuie să ne întrebăm dacă Apostolul Pavel a ajuns în Atena sau nu. Și asta este o întrebare pe care și-o pun specialiștii, și-o pun bibliștii vis-a-vis de informația pe care Sfântul Luca, cel care a scris Faptele Apostolilor, o dă aici în capitolul 20, versetul 2. Apostolul Pavel, ajungând în Grecia, va fi ajuns în Atena sau nu? De ce se pune această întrebare? De ce ne-o punem? Pentru că, vă mai amintiți, când am analizat aici a doua călătorie misionară, Apostolul Pavel a avut o dispută cu filozofii atenieni în centrul culturii și filozofiei antice, în Areopag. Și acolo a demontat oarecum, să spunem așa, punct cu punct, întreaga filozofie stoică și epicureică. Apostolul și evanghelistul Luca consemnează doar puține persoane care s-au convertit în urma acelui discurs pe care Apostolul Pavel l-a avut în Atena. E vorba de Dionisie, dă un nume, Dionisie Areopagitul, probabil unul din membrii Areopagului, o femeie cu numele Damari și alții câțiva împreună cu ei, adică cu cei doi. Și acesta a fost micul grup de convertiți după cuvântarea din Areopag. Cu siguranță ei au reușit să facă și alte convertiri, au făcut misiune, dar nu avem consemnat în Faptele Apostolilor întemeierea unei biserici creștine în Atena. Tocmai sigur, o cauză cu siguranță a fost înverșunarea și opoziția filozofiei păgâne, celor două curente, stoicismul și epicureismul, opoziția la Evanghelia propovăduită de Sfântul Pavel. Și că de aceea nu avem consemnat faptul că în Atena va fi fost o comunitate de creștini și căreia Apostolul Pavel se fi trimis vreo epistolă. O epistolă Apostolului Pavel către creștinii din Atena nu avem. Dar avem către creștinii din alte centre mari misionare, precum
Corintul, Tesalonicul, Efesul. Și o să vedem mai multe în acest sens. Întrebarea este dacă a ajuns în Atena sau nu, i-a vizitat pe foștii lui convertiți, pe vechii convertiți, nu avem nicio informație în acest sens și o să vedem și harta, dar Sfântul Luca consemnează amănuntul că Apostolul Pavel a stat acolo 3 luni în Grecia. Probabil el a vizitat Corintul. Corintul a fost o cetate în care biserica creștină de acolo a avut parte de multe frământări, de multe discuții, disensiuni în rândul creștinilor, așa că Apostolul Pavel probabil va fi vizitat Corintul și va fi încercat să lămurească, să rezolve o parte din problemele creștinilor de acolo. Și iată ce spune Sfântul Luca mai departe, dar când era să plece în Siria, iudeii au uneltit împotriva lui și atunci el s-a hotărât să se întoarcă prin Macedonia. Și acum Sfântul Luca dă numele ucenicilor și au mers împreună cu el până în Asia, Sopatru, fiul lui Pirus, din Berea. Știm puține informații despre acești ucenici ai Apostolului Pavel, despre unii chiar nimic, alții mai sunt amintiți, Aristarc și Secundus din Tesalonic, iată ucenici care l-au urmat din Tesalonic, din a doua călătorie misionară, și Gaiu din Derbe, acesta era din prima călătorie misionară, și Timotei din a doua călătorie misionară, iar din Asia, Tihic și Trofim. Aceștia sunt menționați de către Sfântul Luca, ucenici ai Apostolului Pavel, repet, despre unii se mai face amintire, despre alții nu. Aceștia au plecat înainte și ne-au așteptat în Troa. Și acum toată această informație de călătorie, de jurnal de călătorie, să-l vedem pe hartă, ca să avem o idee mai clară despre acest itinerariu misionar al călătoriei a treia. Noi ne găsim în Efes, aici, de aici am pornit la întâlnirea trecută, aici este cetatea Efes, dumneavoastră o vedeți, răscoala din Efes, și Apostolul Pavel pleacă mai departe spre Grecia și ajunge în Corint. Nu trece pe mare, după cum vedem, din Efes spre Atena, Corint, ci trece prin Macedonia și ajunge în Corint. Observăm că Atena nu e menționată și nici nu avem vreo indicație în itinerarul misionar că Apostolul Pavel ar fi ajuns în Atena. Din Corint, e vorba de această linie mai portocalie, din Corint el se întoarce la fel prin Macedonia, Tesalonic și ajunge la Troa, aici. Aici vom poposi în seara aceasta cu Sfântul Pavel și vom vedea ce s-a petrecut în Troa. Din Troa el merge pe jos, o să vedem, până în cetatea Asos, de aici, apoi cu corabia spre Mitilene și din Mitilene trece pe lângă insula Chios, Samos, nu mai se întoarce în Efes și ajunge în Milet. Acestea sunt cele două cetăți, Troa sau Troada și Milet, cetăți cu evenimente, cu prezența Apostolului Pavel, la care vom face referire în întâlnirea noastră. Cu siguranță nu o să reușim să dezbatem întreaga cuvântare din Milet în seara aceasta, dar să ne oprim puțin la evenimentele din Troa. În versetul 6 din capitolul 20 din Faptele Apostolilor citim: iar noi, după zilele azimelor, am pornit cu corabia de la Filipi și în 5 zile am sosit la ei în Troa, unde am rămas 7 zile. Revenim la hartă. Aici este cetatea Filipii, vedeți, în Macedonia, nu departe de Tesalonic.
în a doua călătorie misionară, venind din Asia, prima cetate mare pe care Apostolul Pavel o vizitează este Filipii, unde este și arestat, unde o convertește pe Lidia, dacă vă amintiți, o negustoreasă de purpură, și din Filipii, Apostolul Pavel, cale sau timp de 5 zile, pe mare, ajunge la Troa sau Troada. Și aici rămâne, spune Sfântul Luca, 7 zile. Citim mai departe textul. Iar în ziua cea din tâia săptămânii, când noi ne-am adunat să frângem pâinea, Pavel, care avea să plece a doua zi, intenționa să plece a doua zi, a stat cu ei de vorbă și și-a prelungit cuvântul până la miezul nopții. Citim textul mai departe și apoi revenim cu unele explicații. Iar în odaia de sus unde eram adunați, erau multe făclii aprinse. Ne întoarcem acum la versetul 7. Sunt aici câteva explicații, dumneavoastră le vedeți, cei care sunteți de față, și aș vrea să mă opresc puțin la ele. Avem în versetul 7 menționat mai întâi ziua cea din tâi a săptămânii. Spune, când noi ne-am adunat să frângem pâinea. Despre ce zi este vorba? Este vorba de ziua de duminică după sabat. Deci, practic, creștinii nu se adunau în ziua de sabat, ca zi de odihnă, ci duminica, iar motivația nu mai era una creaturală, precum citim în Cartea Facerii din Vechiul Testament, ci una cristologică. Ce înseamnă acest lucru? Creștinii au schimbat ziua de odihnă, nu mai era sabatul zilei a șaptea din Vechiul Testament, ci ziua întâi a săptămânii, care urma după sabat, zilele se numărau la iudei 1, 2, 3 după sabat, deci după ziua de sâmbătă. De ce creștinii au schimbat și s-a schimbat în biserica creștină ziua de odihnă cu duminica, sabatul iudaic cu sabatul nou creștin, adică duminica? De ce? În cinstea învierii Mântuitorului Hristos. Și să vă explic puțin mai în detaliu acest lucru. Domnul Dumnezeu, se spune în Cartea Facerii, că a creat lumea în 6 zile, iar în ziua șaptea s-a odihnit. Ziua șaptea, odihna lui Dumnezeu, să nu vă imaginați că este ca omului, ci odihna lui Dumnezeu însemnează în Vechiul Testament oprirea lucrării creierii lumii, a universului întreg, iar ziua șaptă coincide cu odihna lui Dumnezeu, nu în sensul că Dumnezeu a fost obosit și a trebuit să se odihnească, ci că de aici încolo începe ordinea în creație și frumusețea ei, ca și cum ne imaginăm pe cineva că după ce a săvârșit un lucru s-a odihnit, adică îl contemplă. E mulțumit de ceea ce a făcut, își contemplă creația. Deci Dumnezeu își contemplă creația Lui. Deci, practic, este de aici, din ziua șaptea, începe în Vechiul Testament lucrarea de proniere a creației. Ce înseamnă asta? Lucrarea de purtare de grijă a lui Dumnezeu de creația Lui, de om, de tot ceea ce El a creat. După învierea Mântuitorului Hristos, ziua întâi a săptămânii, adică ziua primă de după sabat, când învie Mântuitorul Hristos, deci în zi de duminică, cum este în calendarul nostru de astăzi, motivația schimbării zilei de odihnă ținea de evenimentul învierii. Și ziua șaptea coincidea în Vechiul Testament cu finalitatea actului lucrării creației, ziua de înviere coincide cu un nou început, cu o nouă creație a lumii. Cu o nouă contemplare, să spunem așa, a lui Dumnezeu, după
contemplare a omului și a creației după învierea lui Iisus. În sensul că învierea lui Iisus, învierea Mântuitorului Hristos, a deschis lumii, creației întregi, perspectiva veșniciei. Trupul înviat al Mântuitorului Hristos era un trup de slavă. Pătrunde cu prinușile încuiate, era un trup de lumină. Deși, mai departe, apostolii l-au văzut, l-au simțit ca pe un om, dar materia trupului său a fost, spunem noi, înduhovnicită sau spiritualizată. Într-un astfel de trup, într-o astfel de materie înduhovnicită, spiritualizată, vom continua noi să fim toți după învierea universală. Așadar, învierea Mântuitorului Hristos a deschis o altă perspectivă creației, și anume perspectiva veșniciei, perspectiva transfigurării, perspectiva contemplării de către Dumnezeu a noii lui creații de după înviere. Și acest lucru îl citim în Epistola către Evrei, în capitolul 4, versetele 9 până la 11. Deci cei care ne auziți, care ne ascultați și aveți Biblia în față, deschideți acum la Epistola către Evrei, capitolul 4. Și iată ce se spune aici, în capitolul 4, versetul 9. Drept aceea s-a lăsat altă sărbătoare de odihnă poporului lui Dumnezeu. Deci autorul vorbește aici de o altă zi de odihnă, dincolo de sabat, a poporului, o altă zi de odihnă a poporului Dumnezeu, adică noului popor, poporul creștin. Pentru că cine a intrat în odihna lui Dumnezeu s-a odihnit și el de lucrurile lui, precum Dumnezeu de ale sale. Și în versetul 11 citim, să ne selim așadar ca să intrăm în acea odihnă, ca nimeni să nu cadă în aceeași pildă a neascultării de odinioară. Deci acea nouă odihnă de care se vorbește în Epistola către Evrei era odihna unei noi zile. Și ziua aceasta era ziua dedicată de către creștini învierii Mântuitorului sau socotită a fi zi de odihnă în cinstea învierii. Adică în cinstea unui eveniment care a schimbat destinul lumii. Așa cum ziua a șaptea din Vechiul Testament, sabatul, a pecetluit o creație, la fel, învierea Mântuitorului Hristos pecetluiește o creație și deschide perspectiva unei noi creații. De aceea s-a schimbat ziua de odihnă în creștinism ca fiind ziua de duminică și nemai fiind sabatul sau sâmbăta iudaică. Aici observăm că în ziua din tâia săptămânii, adică duminica, s-au adunat creștinii în troa să frângă pâinea. Adică frângerea pâinii, știți, acum nu însemna nimic altceva decât liturghia, săvârșirea liturghiei. Și în cadrul liturghiei, apoi, comuniunea sau împărtășirea celor care participau cu trupul și cu sângele lui Iisus, care participau la Sfânta Liturghie. Se pare că era seara când liturghia aceasta a avut loc în zi de duminică, în troa, și de ce se săvârșea, vom vedea mai departe ce s-a petrecut, de ce se săvârșea seara liturghia de către primii creștini. De ce Apostolul Pavel a săvârșit liturghia seara în cetatea Troa sau Troada. Știți pentru ce? Pentru că atunci, în primul secol creștin, la mijloc, pentru că a treia călătorie misionară are loc între anii 53-58. Nu era decretată duminica zi de odihnă în Imperiul Roman. Ziua de odihnă a fost decretată mult mai târziu și pecetluit odată cu edictul de libertate a creștinilor. Dar a fost respectată tacit de către autoritatea romană ziua de odihnă a duminicii. Numai că
nu era nimic oficial. Și atunci, dacă nu era ziua de duminică decretată oficial zi de odihnă în Imperiul Roman, acolo unde creștinismul a pătruns, o parte dintre creștinii, o parte dintre cei care au îmbrățișat creștinismul, erau din rândul sclavilor. Ori sclavii lucrau. Nimeni nu le dădea în duminica respectivă liber, cum se spune. Ei lucrau până la sfârșitul zilei și nu numai ei. Și ceilalți creștini care erau angajați în funcții publice, spre exemplu, în cadrul Imperiului Roman, lucrau în zi de duminică. Mergeau la lucru. Și atunci nu se putea săvârși liturghia, sau frângerea pâinii, liturghia inițială a primilor creștini, în zi de duminică dimineață sau în timpul zilei, ci seara, când creștinii încheiau munca și apoi se adunau undeva, când puteau să vină și sclavii, se adunau într-o casă a unuia dintre ei, dintre creștini, de obicei în casa uneia mai înstărit, și acolo săvârșeau liturghia. Seara. Și ce se întâmplă mai departe în această zi de duminică, în Troa, când Apostolul Pavel a săvârșit liturghia seara? El urma să plece a doua zi și de aceea și-a prelungit cuvântul, a stat de vorbă cu ei și și-a prelungit cuvântul până la miezul nopții. Deci urma liturghia și Apostolul Pavel se pare că a ținut un lung cuvânt până la miezul nopții. Cu siguranță n-a fost numai o predică. Apostolul Pavel a stat de vorbă cu ei, prelungindu-și cuvântul. Spune, a stat de vorbă, vedeți, chiar aici, în text, a stat de vorbă cu ei și și-a prelungit cuvântul până la miezul nopții. Deci n-a fost doar o simplă predică, ci Apostolul Pavel a stat de vorbă cu fiecare creștin, încercând să răspundă întrebărilor lor, problemelor lor, i-a sfătuit cum să reziste în mijlocul unei lumi păgâne, asaltați fiind de lumea păgână, de lumea iudaică. Deci Apostolul Pavel i-a sfătuit cum să-și desfășoare viața creștină în mijlocul celor două lumi, iudaică și păgână, cum să-și apere identitatea creștină, cum să-și manifeste mai departe corect statutul de creștin și să fie exemple în societate. Deci câte lucruri nu le-a spus Apostolul Pavel creștinilor. Așadar, plângindu-și cuvântul până la miezul nopții. Scriem acolo, puteți să observați că cuvântul este dincolo de timp. Cuvântul din biserică nu trebuie să fie limitat la timp. Cuvântul din biserică nu trebuie să se rezume doar la predică, care adesea poate să fie mai scurtă sau mai lungă. Cuvântul din biserică trebuie să încorporeze în sine, să cuprindă în sine mai multe aspecte din viața bisericii. Sigur, la taine, la ierurgii, dar nu numai. Biserica trebuie să aibă un cuvânt către lume, nu doar în cadrul predicii. Iar ceea ce facem noi aici în cadrul programului biblic nu este nimic altceva decât o analiză a cuvântului lui Dumnezeu, o citire a lui, fie de cei care sunteți prezenți, de cei care sunteți acasă și ascultați, o îndelenicire cu cuvântul lui Dumnezeu, o preocupare de cuvântul lui Dumnezeu. Și aceasta este o activitate kerigmatică a bisericii, pe care o să săvârșim toți împreună. Deci, iată, nu este nici vecernie acum unde noi ne-am adunat, nu este nicio altă slujbă bisericii, nici liturghie. Este o întâlnire a noastră în cadrul unui program biblic în care ne ocupăm de cuvântul lui Dumnezeu. De aceea am spus biserica, de atâtea ori biserica trebuie să fie mult mai prezentă cu cuvântul ei în societatea de astăzi, mai ales într-o societate ca cea de astăzi. Deci cuvântul lui Dumnezeu nu este circumscris
într-un timp limitat. El trebuie propovăduit din biserică și apoi creștinii mai departe, dumneavoastră altora, fie direct propovăduind cuvântul, fie propovăduindu-l prin trăire. Pentru că propovăduirea nu este numai cu cuvântul, ci și cu trăirea, cu exemplu. Adică ceea ce am învățat din cuvânt, să punem în practica, în practica vieții și chiar dacă nu vorbim de multe ori, prin atitudinea noastră, prin modul nostru de a fi, prin ținuta noastră, prin comportamentul nostru, prin faptele noastre, prin atitudinea pe care o luăm, să știți că propovăduim, predicăm și dumneavoastră predicați. Eu vă vorbesc aici, cuvântul lui Dumnezeu, dar dumneavoastră mai departe, împropriindu-vă cuvântul și transpunându-l în viața personală și dând exemplu de viață creștină, propovăduiți mai departe. O mamă propovăduiește în familia ei, în fața copiilor, nu neapărat deschizând numai Biblia și spunându-i stați jos, stați în genunchi și ascultați să vă citesc din Biblie, nu, prin viața ei, prin ținuta ei morală. Un tată la fel propovădește cuvântul lui Dumnezeu nu deschizând Biblia copiilor lui, ci prin viața lui morală, exemplară, printr-o ținută în care să-și arate mereu identitatea creștină. Propovăduind cuvântul lui Dumnezeu, iată, în locurile unde lucrăm, nu neapărat deschizând Biblia și spunându-le tuturor, vă rog să ascultați că vă citesc acum din Biblie, ci prin propriul exemplu de viață creștină. Este foarte important ca lumea de astăzi să înțeleagă și să învețe nu numai din cuvânt, ci și din fapta care transpune cuvântul în atitudine. Există, poate că am mai spus în alte părți și poate ați mai auzit, nu numai de la mine, ci și de la alți părinți, o pildă cu un preot care, ajungând în parohie, în fiecare seară mergea îmbrăcat în reverendă, dintr-un capăt într-altul al satului, dar nu vorbea cu nimeni. Și l-au văzut sătenii, l-au văzut creștinii azi, l-au văzut mâine, l-au văzut poimâine și au început să se întrebe și să vorbească între ei. Oare ce se întâmplă cu părintele? Din fiecare seară merge dintr-un capăt în celălalt al satului, dar nu vorbește cu nimeni, nu se oprește să stea de vorbă cu nimeni, e îmbrăcat în reverendă, merge și se întoarce. Și atunci sătenii l-au întrebat odată în biserică și au spus, părinte, te rog să ne spui și nouă ce se întâmplă că în fiecare seară, îmbrăcat în reverenda de preot, în haina de preot, te duci dintr-o parte într-alta a satului, nu stai de vorbă cu nimeni, nu vorbești cu nimeni, pleci și te întorci. Ce înseamnă asta? Și atunci părintele a spus, știți ce înseamnă? Ce fac eu? Eu predic. Păi cum predicați, părinte, că nu stați de vorbă cu nimeni? Nu vă auzim să vă opriți, să ne adunați, să stați de vorbă? Păi eu predic prin prezența mea. Deci faptul că mă vedeți, înseamnă că știți că există un preot, știți că aveți un slujitor și că acest slujitor vă poate vesti cuvântul lui Dumnezeu, el vă slujește liturghia, prin intermediul lui aveți acces la Iisus Hristos, la trupul și la sângele lui, aveți un preot care vă poate mângâia, puteți să fiți liniștiți și mângâiască, dacă aveți o problemă, aveți la cine să alergați? Că aveți pe cineva care vă botează copiii și vă mormântează pe cei care trec dincolo? Iată, simpla mea prezență e o predică. Câte nu vă spune? Vă spune că puteți fi mângâiați? Vă spune că prin mine vă puteți întâlni cu Iisus? Vă spune că morții vor fi îngropați, că tinerii vor fi cununați, că cei mici vor fi botezați? Iată, predică. Deci, iată, la fel și dumneavoastră, toți care, mai ales cei care ne ascultați din țară, din străinătate, acum se transmite programul nostru biblic și multă lume îl ascultă, să știți că și în autobuz se ascultă, pe mașină. Avem atâtea semnale și
mesaje de la cei care le ascultă și dincolo de ocean. Și sunt bucuroși. Și acest lucru este o mare realizare a radioului nostru. Iată cum este prezent, cum radioul nostru predică, cum radioul nostru cuvântă, iată, în lumea de astăzi, prin intermediul acestui program Biblie pe care îl transmite și apoi prin intermediul internetului, intermediul celor care filmează și care postează programul nostru pe internet și are acces atât de multă lume. Toți aceștia sunteți misionari. Cei care filmează, cei care transmit, cei care sunt la pupitru, cei care înregistrează acum programul, cei care ascultați, cei care veți spune și altora despre program, toți sunteți misionari. Deci toți faceți mai mult decât dacă nu ați fi aici. Deci toți faceți mai mult decât dacă nu ar fi acest program. Deci acest program pe toți ne transformă în misionari în societatea de astăzi. Și asta este o misiune pe care o faceți. Și acest lucru contează, să știți, și nu rămâne nerăsplătit din partea lui Dumnezeu. În versetul 8 citim mai departe. Iar în odaia de sus, unde eram noi adunați, erau multe făclii aprinse. În Orient exista o cameră mai sus, poate chiar culminând cu terasa de sus, dar care era acoperită, unde se retrăgeau, unde familia se retrăgea în răcoarea serii și se odihneau. Aceasta era odaia de sus și se pare că într-o casă mai spațioasă, care avea, iată, o astfel de odaie, s-au adunat creștinii în duminica respectivă pentru Sfânta Liturghie, acolo unde Apostolul Pavel a prelungit cuvântul. Și acolo, spune Sfântul Luca, că erau multe făclii aprinse. Aceste făclii aprinse sunt, sau textul acesta, versetul 8, este unul din textele pe care se sprijină tradiția legată de prezența lumânărilor în biserică, adică a luminilor din biserică, a lumânărilor. Sigur, acolo erau făclii. Era nevoie de lumină. Dar făcliile acelea, faptul că le menționează Luca, avea un rol. Că altfel ne-am întrebat, păi de ce trebuia să menționeze Luca că erau multe făclii aprinse dacă n-aveau și un oarecare rol cultic? Dacă nu transmiteau cumva un mesaj? Era firesc dacă e noapte să fie camera luminată, nu? Nu era nevoie să scrie Luca că erau multe, spune, făclii aprinse. Era de la sine înțeles, era logic, era rațional că trebuia luminată camera. Dar faptul că Luca menționează acest lucru are o anumită semnificație, și anume semnificație legată de lumina lui Hristos. Acolo unde liturghia are loc, e lumină. Pentru că este liturghia lui Hristos care este El însuși lumină, care s-a definit pe El însuși lumină. Acesta este motivul pentru care Luca menționează acest detaliu. Și vedeți, de multe ori trecem neobservați sau trec aceste texte neobservate de noi sau noi nu le observăm. Însă observați câte detalii conține textul sfânt care au o relevanță pentru viața liturgică, pentru viața bisericii. Deci de aceea Luca a menționat acest detaliu, pentru că lumina de acolo era un simbol al luminii lui Hristos. Lumina obținută din mai multe făclii. Aici, în acest text, este tradiția, repet, tradiția sau originea lumânărilor din biserică, adică luminilor aprinse din biserică. Este simbolul luminii lui Hristos care trebuie să ne însoțească rugăciunea. Și de aici, să știți, practica aprinderii unei lumânări pentru sufletul celor decedați
și în special prezența mai aparte a lumânărilor în cadrul slujbelor de mormântare. Și de ce când ne rugăm aprindem o lumânare pentru sufletul celor dragi care au plecat în mijlocul nostru? Ca simbol al luminii, ca un mesaj pe care îl transmitem, că am dorit ca lumina să-i însoțească pe drumul veșniciei. Și lumina este simbolul celui care s-a definit pe sine a fi lumina, adică Dumnezeu. Iisus Hristos a spus, eu sunt lumina lumii. Și prezența luminii în cadrul cultic are această semnificație de mesaj pentru orice om. Așa că pentru dumneavoastră este important să știți, pentru cei care ne ascultă, că versetul 8 din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 20, este un argument pentru folosirea luminilor sau lumânărilor în cadrul slujbelor noastre divine. Reținem acest lucru, Faptele Apostolilor, capitolul 20, versetul 8. Dacă nu vrea să transmită Luca un mesaj prin faptul că a menționat că sunt multe făclii aprinse, nu consemna acest lucru. Pentru cei care ne întreabă mereu, dar care este temeiul biblic al folosirii de către voi în Biserica Lumânărilor? Răspundem acum. Pentru că programul biblic este urmărit în țară și în străinătate, nu doar de creștini ortodoxi, ci de foarte mulți creștini aparținători altor confesiuni creștine. Și iată, multe răspunsuri pot să afle din programul nostru biblic, cum am aflat atât de multe răspunsuri vis-a-vis de învățătura noastră legată de cruce, de sfinți, de Maica Domnului, de moaște, de sărbători, în programul nostru biblic din anii trecuți. Și nu odată am fost semnalat în acest sens prin mesaje legate de aceste argumente pe care le-am adus din Scriptură. Mergem mai departe, versetul 9 și 10. Dar un tânăr cu numele Eutihie ședea la fereastră și a fost prins de somn în timp ce Pavel vorbea îndelung. Și doborât de somn, a căzut jos de la catul al treilea și l-au ridicat mort. Dar Pavel a coborât și s-a plecat peste el și l-a luat în brațe și a zis, nu vă tulburați, căci sufletul său este în el. Ce se petrece mai departe? Citim și apoi revenim la... Și dacă s-a suit și afrând pâinea și a mâncat, a vorbit cu ei mult până în zori și apoi a plecat. Ceea ce este important acum este ceea ce s-a întâmplat cu acest tânăr, cu Eutihie. Era obosit. E foarte posibil să fi fost un sclav, tânăr, un tânăr sclav, care a muncit din greu în ziua respectivă. Liturghia a fost seara, Apostolul Pavel și-a prelungit cuvântul, a ieșit la geam, pentru că avea nevoie probabil de mai mult aer, acele făclii aprinse consumau oxigenul din interior. Și cu toate acestea, iarăși, la ele nu s-a renunțat. Tocmai pentru că însoțeau cu semnificația lor un mesaj al liturghiei. Că altfel s-ar fi spus, dar de ce să fie atât de multe făclii aprinse care, iată, sunt toxice, consumă oxigenul? Creștinii și-au asumat acest lucru, pentru că acele făclii aveau o semnificație cultică, dragii mei. Și atunci, acest tânăr, obosit, a dormit și a căzut de la etajul 3 și a murit. Cum cineva spunea în glumă vis-a-vis de acest text, că ce bun e somnul când predică preotul, știți, în biserică. Trebuie să vorbim în așa fel încât să nu-i prindă pe oameni somnul, știți? Știți, e important acest aspect al predicii. Sigur, mai vedem pe la țară oameni obosiți cum mai dorm în timpul predicii și să știți că
Somnul este foarte, foarte odihnitor atunci când apare pe fondul unei povești, a unei istorii, a unei istorisiri. Nu, copilașii nu sunt adormiți cu o poveste pe care le-o spune mama sau bunicul sau bunica. Bunicul, dacă știe povești, și tata. De obicei, bunicele știu mai multe povești. Mie nu prea mi-au plăcut poveștile. Și nu prea știu povești, pentru că nu mi-a plăcut ei realitatea lor. Niciodată. N-am putut să cred niciodată în fest frumoși, în zâne, în mere de aur, în prâzlea și așa mai departe. Niciodată. Și când eram mic, mă puteți întreba, poate mă ascultă și alții acum, poate chiar învățătoarea mea mă ascultă acum, care citea povești și cred că mă vedea că nu dădeam nicio importanță poveștilor. Pentru că nu mi-a plăcut e realitatea lumii poveștilor, mi-a plăcut realitatea întotdeauna. De aceea să știți că nu știu povești. Dar am un succes în fața nepoților cu altfel de cuvintele, spun altceva, nu povești, lucruri reale, despre mașini, despre avioane și așa mai departe. Și ascultă foarte, cu foarte mult interes. Așa că nu prea știu povești. Dacă mă întrebați și m-ați întrebat să vă spun o poveste, indiferent cât de mic ar fi, de la început până la sfârșit, vreau să spun că nu știu nicio poveste. Dar revin la text, așa că trebuie să fim atenți și să ne străduim ca predica să nu fie prilej de odihnă pentru cei care sunt de față. Însă, revenind la text, ce este important e faptul că Sfântul Pavel spune celor care s-au tulburat că sufletul este încă în el. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă mult. Dovadă că sufletul nu ne părăsește imediat ce noi am trecut dincolo de această lume. Dovadă că moartea nu coincide cu părăsirea sufletului. Ceea ce este o taină mare a omului. Moartea are alte efecte. Nu înseamnă că când sufletul l-a părăsit pe om, sau când se spune că și-a dat sufletul, el a și murit. El moare fiziologic, dar moartea fiziologică nu este egal cu moartea creștină, să spunem așa, cu desființarea noastră. Și atunci acest text este important. Și aș vrea, ca să înțelegeți mai bine ceea ce vă explic, să facem o referire la un text, la o minune relatată de Sfântul Evanghelist Luca, în capitolul 8 al Evangheliei sale, cu învierea fiicei lui Iair. Citim aici, observați dumneavoastră, care sunteți de față, Luca 8, versetul 52. Să vedem despre ce este vorba. Aici se spune următorul lucru, vă citesc. Toți plângeau și se tânguiau pentru ea. Iar el a zis, nu plângeți, n-a murit, ci doarme. Deci, iată, toți au constatat că ea a murit, nu mai sufla. Cred că asta a fost constatarea lor. Nu știu dacă au știut să ia pulsul. Inima n-a mai bătut și i-au constatat moartea fiziologică, biologică. Dar se pare că nu aceasta e moartea. Și Mântuitorul Hristos spune, nu plângeți, ea n-a murit, ci doarme. Și râdeau de el știind că ea a murit. Iar el scoțând pe toți afară și apucându-o de mână, striga zicând, copilă, ridică-te. Și auziți, și duhul ei s-a întors și a înviat îndată. Și a poruncit, adică sufletul ei, și a poruncit el să îi se dea să mănânce. Adică Dumnezeu poate să cheme duhul înapoi, poate veni duhul înapoi și chiar dacă inima a încetat, chiar dacă alte funcții fiziologice și-au încetat activitatea, iată, omul poate să învie. Dovadă că viața lui stă în sufletul său.
Am spus aseară la conferință, sufletul nu este nimic altceva decât o energie, o putere care copleșește întreaga ființă omului. Întreaga ființă omului. Că inima încetează, că funcțiile biologice își încetează activitatea, este un fel de încetare a activității organelor. Nu înseamnă că omul a murit. Sigur că el se descompune. Deci omul este nemuritor prin sufletul lui. El trece numai, atenție, de la un mod de a fi la altul. Adică se descompune, trece biologic, se descompune biologic, dar sufletul încă este viu, el este nemuritor. Deci o parte din noi este nemuritoare. De aceea această parte nemuritoare din noi are puterea să învăluie mai departe la judecata universală, la învierea universală, materia trupului nostru și să o reînsuflețească. De aceea noi vom învia în trupul nostru, dar un trup material. Datorită acestei forțe care este sufletul, o forță dumnezească, o suflare dumnezească, o energie dumnezească. Acesta e sufletul. Vă amintiți? Cei care ați spus aseară v-am explicat la conferință pe textul Bibliei din Facere, capitolul 2, versetul 7. Deci sufletul era încă în el. A încetat inima, a încetat alte funcții, datorită șocului, probabil, căderii, dar el nu era mort. Sufletul era încă în el, energia era încă în el. Dar acest lucru se petrece, sigur, ca o minune pentru cei de față și prin acest fel, Apostolul Pavel, prin această minune făcută prin intermediul lui, Dumnezeu a vorbit în sensul că a arătat ce este moartea. Adică moartea nu-i decât o trecere de aici, de la o anumită activitate a funcțiilor, organelor noastre, o trecere dincolo, unde ele încetează, dar existența noastră continuă prin sufletul care este nemuritor. Și Apostolul Pavel se apleacă asupra lui, îl ia și îl aduce în prezența creștinilor de acolo viu și spune că toți s-au bucurat și el apoi a vorbit cu ei mult până în zori. Deci a continuat și după miezul nopții până în zori să discute cu creștinii din Troa. Vreau în seara aceasta să încheiem cu o scurtă retrospectivă de mesaj asupra textului biblic și anume, oprindu-mă la o idee. Sufletul este cel care definește existența noastră. De aceea sufletul este nemuritor, de aceea noi nu suntem dați nimicniciei prin moarte, adică să nu mai existăm. De aici rugăciunile noastre pentru cei care au plecat în mijlocul nostru, de aici legătura noastră cu ei prin intermediul sufletului. Și să știți că prin intermediul sufletului cei de acolo ne văd. Ei sunt trecuți de modul acesta de a exista într-un trup stricăcios, trecător și prin puterea sufletului lor ei au corespondență cu lumea noastră și cu sufletul nostru. Noi numai pentru că suntem într-un trup muritor, noi numai nu putem să depășim limitatul și să intrăm într-o relație cu ei directă, să putem să vedem dincolo de moarte. Dar ei pot de acolo să vadă, pentru că au părăsit stricăciunea. Înțelegeți? Deci ei pot să ne vadă și au corespondență cu noi, pentru că au părăsit stricăciunea și ei sunt doar în aspectul ființei lor marcat de această energie veșnică, nemuritoare. De aceea există această corespondență a lor cu noi și a noastră cu ei, a noastră mai puțin, sigur, vizibilă. De aceea să avem toți în vedere că morții noștri ne văd, că ei de acolo văd absolut toate faptele noastre și că ei suferă văzând ce facem aici sau se bucură dacă faptele noastre sunt bune, sunt pozitive. Iată ce este moartea și Apostolul Pavel l-a înviat
l-a adus pe el viu și spune că toți de acolo, nu puțin, s-au mângâiat. Avem aici ceea ce dumneavoastră vedeți, dar nu mai insistăm acum, două exemple din Vechiul Testament în care s-a prefigurat învierea. Este vorba de învierea fiului văduve din Sarepta, Sidonului, de către Ilie și învierea fiului sunamitencei de către Elisei, profetul. Și data următoare o să ne oprim la aceste două texte ca să vedeți cum sufletul a fost adus în corpul acelor tineri, acelor copii, prin energia sufletului profetului, prin energia puterii profetice pe care el o avea ca act sfințitor în el dat de Dumnezeu și prin sufletul lui de muritor care era sub incidența și sub puterea lucrării dumnezeiești. Și cum a fost suficient doar să se atingă numai, o să le îmbrase pe mort, adică să se atingă sufletul profetului plin de putere, plin de puterea lui Dumnezeu, de sufletul care încă mai era în trupul celui care fusese socotit mort, pentru că funcțiile biologice au încetat. Iată ce înțelegem noi prin ceea ce noi numim moarte. Adică nu moarte, ci o trecere de la un mod de a fi la altul de a fi. Ne oprim aici și data viitoare, peste două săptămâni, ne întâlnim cu partea aceasta pe care am anunțat-o și îl vom vedea pe Apostolul Pavel în Milet, într-o cuvântare în care el descrie cum trebuie să fie misiunea unui profet, a unui misionar, a unui preot, a unui slujitor al lui Dumnezeu. Atunci o să vedem mai departe alte argumente ale tradiției din care tradiție, viața bisericii a cules atât de multe lucruri pe care ea le-a oferit mai departe vieții creștinilor în slujirea lor. Ne oprim aici și rămâne să ne vedem săptămâna viitoare. Vă mulțumesc celor prezenți și celor care ne-au ascultat pe calea undelor și încheiem cu o rugăciune. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin.